bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Dr. NCN. Astăzi am venit în parc, în Parcul Central, și suntem invitați de data aceasta de către Organizația Tinerilor Medici la un eveniment deosebit, 3 zile de sănătate. Bine te-am găsit, Dan Cristian Paul. Bine ați venit, dacă ziceți că sunteți invitați la 3 zile de sănătate. Vă așteptăm și zilele următoare, pentru că e abia începutul, abia prima zi a evenimentului în care ne ajustăm și noi ca echipă, în care ne organizăm aici în spate, puteți să vedeți și de cealaltă parte a aleei, sunt organizate locații pentru copii în spatele camerei și în spatele nostru pentru adulți. Avem medici specialiști, avem fiziokinetoterapeuți, avem farmaciști, avem nutriționiști, avem toate specialitățile care sunt în jurul procesului de diagnostic, tratament și recuperare. Mai în spate, acolo către lac, există și câteva pavilioane, ca să nu zic corturi, că nu facem medicina ca la ușa cortului aici. Încercăm să arătăm cum ar trebui să fie, nu să primitivizăm medicina. Există și terapie Bowne și alte terapii alternative. Ai spus foarte, foarte pe scurt aproape tot ce se întâmplă aici, dar eu știu că de fapt nu sunt 3 zile de sănătate, ci 4. Hai să vedem ce se întâmplă în Parcul Central. Să o luăm așa încet, să o luăm mai rar acum, dacă am intrat într-un stil alert în prima zi, în prima parte, probabil din cauza că astăzi am fost toată ziua pe fugă. Ce se întâmplă în parc? În parc o să fie o simulare a unui circuit. Nu știu unde s-o arată exact ca se vadă, aici așa. Ăsta e un circuit pe care dorim să-l parcurgă pacienții în parc. Așa cum știu cu toții, există mai multe specialități care contribuie la procesul de diagnostic, tratament și recuperare. Pacienții, unii dintre ei neștiind foarte bine care este ordinea firească după care să meargă la medic sau după care să intre în procesul de diagnostic, tratament și recuperare, pentru că medicul e doar prima verigă în acest lanț lung și de multe ori chinuitor pentru pacient, după care ei ar trebui să știe că farmacistul nu e doar un vânzător de medicamente, așa cum cred majoritatea. Farmaciștii au pregătire foarte bună în ceea ce înseamnă interacțiunea medicamentelor, în ceea ce înseamnă ce medicamentele fac bine lor. Există specialitatea de farmacist clinician, pe care avem și noi alături de noi în parc în zilele acestea. Asta se întâmplă în parc. Pe lângă farmaciștii clinicieni există fiziokinetoterapeuți, care vor fi și joi și vineri și sâmbătă aici să ofere sfaturi de cum să ne mișcăm corect, cum să facem exercițiile la sală, cum să ne recuperăm după o problemă de sănătate. Vom avea nutriționiști care ne învață să mâncăm. Acum cred că e mult mai important să bem apă, pentru că temperaturile, și ne bucurăm pentru asta, temperaturile sunt din ce în ce mai plăcute. Pe lângă ce se întâmplă în parc, ca și circuit de diagnostic, tratament și recuperare, avem și la Iulius Mall, la Mallul din Gheorgheni, un eveniment satelit, un târg de servicii medicale în care pacienții pot să vadă care e nivelul actual al medicinei și să beneficieze de un carnețel de reduceri. Cei care merg acolo pot să-și ridice cupoanele de reduceri la anumite consultații, la anumite terapii. Ce vreau să arăt, scuze că am intrat acum. Te rog frumos. Da, țin eu discuția singur. Ce vreau să arăt e fișa, încă o dată, ca să o înțeleagă mai bine, în partea dreaptă, cum se uită un pacient la ea, adică așa, există circuitul normal în viața reală, scrie deasupra, ce ar trebui să facă un pacient când are o problemă acută, ce ar trebui să facă când are o problemă cronică și care este ordinea firească în care trebuie să se prezinte în procesul de diagnostic, tratament și recuperare, pentru că e destul de greu. Eu zic să se prezinte la medic. Nu. Medicul e doar o parte, într-adevăr o parte foarte importantă în acest proces, dar există multe alte specialități care contribuie la rezultatele bune, adică la un tratament pe care și pacientul și-l dorește. În partea stângă există o fișă a pacientului pe care o să o completăm la 3 zile de sănătate. Îi așteptăm la corturile de triaj. Pe corturile de triaj, începând de mâine, vineri și sâmbătă, va fi numărul 1 și să ia așa frumos la pas circuitul pe care noi l-am creat în parc, să treacă pe la toate celelalte specialități. Practic 8 specialități aveți acolo? 8 categorii oarecum. Triajul e medicina de familie sau urgența, în funcție de ce
problemă avem, adică acută sau cronică. Specialitățile, categoria a doua e reprezentată de specialități. La specialități intră toți medicii specialiști în funcție de nișarea problemei pe care o decide, bineînțeles, medicul de familie sau urgentistul. După care, în foarte multe probleme de sănătate, e important să avem și un consult stomatologic. De exemplu, eu sunt ortoped. În ortopedie e bine ca înainte să facem o intervenție chirurgicală să solicităm un consult stomatologic pentru a evita o anumită infecție ulterioară din cauza unei probleme dentare pe care pacientul o are. Sănătatea dinților e mai importantă decât credem. După, farmaciștii, eu zic, au un rol important. Noi, ca și medici, într-adevăr, facem 6 ani de facultate, dar farmacologia ocupă un spațiu mic procentual și face mult mai puțină teorie decât fac ei. Aș fi absurd să spun că știu mai multă farmacologie eu sau oricare alt coleg medic decât un farmacist, și rolul lor în echipa medicală e foarte binevenit ca să nu existe interacțiuni medicale. La 5 vedem nutriționiștii. De foarte multe ori alimentația pe care o avem întrerupe procesul de tratament și de recuperare. Dacă nu știm să mâncăm sănătos, s-ar putea ca rezultatele pe care și le dorește și medicul, ni le dorim și noi, să nu fie cele așteptate. Fiziokinetoterapeuții, mai ales în ortopedie, au un rol foarte important. Pacientul ortopedic operat extraordinar, fără o recuperare bună, se rezolvă doar o parte. Nu avem o recuperare, o rezolvare 100% a cazului. Și bineînțeles, avem terapiile alternative la care pacientul poate să apeleze după ce a trecut prin toate celelalte clasice sau în același timp. Adică putem să facem și un tratament clasic, un tratament de medicină obișnuită, modernă, nu tradițională acum, și în același timp putem să optăm pentru terapia prin artă, să ne descoperim un hobby, pentru că foarte multe probleme de sănătate pe care omul modern le are acum sunt și datorate lipsei unui hobby și lipsei unui scop adevărat în viață. Cristi, știi că mie îmi plac cifrele. Spune-mi, te rog frumos, câte corturi aveți, câți voluntari, câți medici consultă în aceste zile? Așa, v-am zis, numerele sunt grele pentru mine de estimat, sunt optimist din fire, dar vorbesc din tabele, acum încerc să vorbesc din tabele. Avem 15 pavilioane amplasate până acum în cort, în parc, pardon, există un pavilion dedicat zonei recreaționale, în jurul căruia avem și hamace. Avem 5 pavilioane la zona pentru specialități, unde vor fi medici specialiști de diferite specialități în funcție de momentul la care se vor prezenta pacienții. Le recomandăm să treacă pe la fiecare cort în parte. Nu mușcă, nu costă nimic, vremea ne ajută, e frumos, ne-am amplasat în locuri cu umbră, încât să fie plăcut. Și am văzut mulți oameni zâmbitori aici. Da, asta e ideea, să ieșim zâmbind în stradă și să arătăm pacienților că să ai o problemă de sănătate nu e sfârșitul lumii. Poate fi rezolvată dacă acționezi cum trebuie. După care, când ne-am oprit așa în circuit, avem câte un cort pentru fiecare dintre celelalte specialități despre care am mai vorbit. Spune-mi, te rog frumos, ce analize își pot face oamenii gratuit aici în parc? Analize, nu o să facem analize și investigații invazive, să zic așa. Se vor putea face ecografii, avem EKG, avem tensiometre, avem dermatoscope, acum încerc să-mi aduc aminte din memorie ce avem, și multe alte surprize pe care o parte dintre colegii mei le-au pregătit și nu le știu chiar pe toate. Ideea e că avem și un optotip aici în spate, la oftalmologie. O să existe și examinarea piciorului, specializată făcută de cei de la podiatrie, și îi așteptăm să se alăture, să ne spună dacă facem bine ce facem, dacă au înțeles ceva din asta, feedback-ul, adică nu suntem deschiși la feedback și așteptăm părerea lor sinceră despre ce facem. Voi sunteți deja la a treia ediție. La ce număr de vizitatori vă așteptați anul acesta? Da, suntem la a treia ediție și prima dată outdoor, prima dată afară din casino. Am ales în primele două ediții o variantă mai simplă, probabil, pentru noi. Am făcut evenimentul în casino, în clădirea casinoului, dar de data asta am decis să ieșim în parc, să fim mai vizibili, să fim mai ușor accesibili, să se vadă zâmbetele, pentru că în întuneric, la umbra din cazinou, zâmbetele nu erau la fel de vizibile ca și afară, și ne așteptăm la un număr mult mai mare decât anul trecut. Dacă anul trecut am zis că au fost în jur de 2000 de oameni care s-au perindat în eveniment, anul ăsta ne așteptăm la mai mulți. Anul ăsta știu că v-ați orientat foarte mult către zona de pediatrie, zona de recreere pentru copii. Nu ne-am orientat foarte mult, am făcut o zonă specială și pentru partea asta,
pentru că, așa cum știm, copiii ne scot afară din casă, ei încă au legătura cu natura mai, mult mai apropiată ca și temporar vorbim decât noi și ei vor să iasă în parc, așa că trebuie să facem ceva și pentru ei, ar fi nedrept să facem ceva doar pentru părinți și ei să nu beneficieze de prezența noastră în parc. Avem într-adevăr hamace, avem face painting, avem colegi simpatice care o să-i bine dispună, avem colegi care dacă ei au curiozitatea să vadă cu ce se ocupă fiecare specialitate, o să-i plimbe pe la corturi și o să le explice ce înseamnă să fii farmacist, ce înseamnă să fii medic, ce înseamnă să fii fiziokinetoterapeut, ce înseamnă să fii nutriționist și așa mai departe. Noi ne-am luat porția de sănătate pe ziua de astăzi. Îți mulțumim foarte mult pentru prezentare. Eu vă mulțumesc pentru că mi-ați acceptat invitația și că sunteți prezenți astăzi aici și vă aștept și în zilele următoare, atât pe voi, cât și pe toți ceilalți clujeni. Dragi telespectatori, eu voi fi în Parcul Central la 3 zile de sănătate, unde vă aștept și pe dumneavoastră. Ne revedem sănătoși!